Calus Color Technology este un brand recunoscut în Europa care dă culoare pereților casei tale. Produse în Italia, vopseaua decorativă și rășina epoxidică sunt alegerea perfectă pentru a transforma o cameră sau un birou într-un spațiu primitor, viu, colorat și cu o notă de eleganță. Echipa Calus Color Technology a susținut la punctul de lucru din Dumbrăvița un curs adresat celor pasionați de lumea decorativă. Majoritatea caselor sunt decorate de doamne și plătite de domni. Asta este un motiv pentru care noi am ajuns să zicem, ok, haideți să încercăm să vedem dacă doamnele au, să zic, posibilitatea să ne ofere ceva ce nu am văzut noi în decurs de 8 ani de zile, de când ținem cursuri pentru oameni, să-i ajutăm să învețe, să intre cumva în lumea decorativelor sau rășinilor epoxidice, vopsele decorative și rășinilor. Și chiar pot să spun că am avut o surpriză super plăcută. Toate decorativele pe care doamnele noastre prezente la curs le-au executat pe panourile puse la dispoziție sunt, pot să spun, lucrări super reușite. Proiectul De ce noi nu? Vrea să ajungă din Timișoara în toate colțurile țării. O să încercăm să continuăm proiectul ăsta De ce noi nu? Cu ajutorul echipei mele, destul de restrânsă, dar o echipă bună. O să continuăm proiectul De ce noi nu? Posibil să ajungem și în țară să mergem. Pentru moment o să-l, practic baza noastră este în Timișoara. Să plecăm din Timișoara și vom vedea unde vom ajunge cu proiectul ăsta. Eu cred că o să aibă continuitate proiectul De ce noi nu? Calus Color Technology se mândrește cu echipe specializate și certificate, instruite la cursurile practice. Executăm și lucrări, avem câteva echipe specializate, certificate de Calus Color Technology în urma cursurilor efectuate cu noi. După 2, 3, 4, 5 cursuri efectuate cu probe de lucru, sunt echipe specializate în țară care colaborează cu noi. Folosesc produsele Calus și pot să spun că până acum suntem mulțumiți de ceea ce vedem în spatele nostru ca și muncă. Cursurile dedicate celor pasionați de lumea decorativă vor continua în acest an, iar ca obiectiv principal au valorificarea rășinei epoxidice, încă rar folosită în România.